Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Tăriacul Prof. Online. Ne apucăm de treabă. Ștefania și Cristina sunt prezente. Tema pentru a doua zi, nu? Așa facem. Tema pentru acasă. Da, tema pentru acasă. Clasa a 5-a. Ștefania, ești la comandă. Poftim? Știm că x egal cu 14. Știind că x egal cu 14. Calculați a plus b în fiecare caz. Calculați a plus b pentru spațiile următoare. 11 ori a. 11 ori a. Plus 11 ori b. Da. Plus 56. Plus x egal cu 1170. Egal cu 1170. Egal cu 1170. Mai vedem. Păi putem să scoatem pe mână și pentru factor comun. Deci, vedem că avem 11. De două ori. Da? 11A și 11B. Da. Și atunci 11 e factorul comun celor doi. Da. Și atunci puteți scrie, asta e echivalentă cu 11 pe lângă, Cristina vorbește, 11. Pe lângă A plus B. Da. Plus 56. Plus 56 plus 14. Plus 14, corect, că îl avem pix. Plus 14 egal cu 1170. Echivalent cu, vorbește Ștefania. 11 ori. 11 ori. A plus B. Lăsăm A plus B, că trebuie să-l aflăm, asta e necunoscut. Da. Plus. Plus. Cât face aici? 70. 70. Egal cu 1170. De unde rezultă că 11 pe lângă A plus B, egal cu? Egal cu? Egal cu 170. 1170 minus 1170 minus 70. Și egal cu 1100, da? Da. 1100. Acesta este 11 pe lângă A plus B. De unde scoatem K plus B? De aici? K plus B egal cu 1100 împărțit la 11. Adică egal cu cât? Egal cu 100. 100. E bine, Cristina? Da. Tu supraveghezi, nu cumva să... Deci când una vorbește și cealaltă urmărește să nu se întâmple vreo greșeală. Te rog... 30 ori x. Așa. Minus a. Da. Minus b. Da. Egal cu 241. 241. Echivalent. Ce să facem? Să înlocuim x-ul. Așa. Ia, te rog, un număr. 30 ori 14. Corect. Minus a minus b. Egal cu 241. Echivalent. Putem să facem mai multe. Acolo, 30 ori 14. Da. Hai să vedem. O facem separat? 3 cu 14. 3 ori 4 fac 12. 12, da. 3 ori 1, 3 și cu 1, 4. Și punem un 0 la sfârșit. Că 30 înseamnă 3 ori 10. Da. Și eu pe 10 l-am lăsat cu 3 am lăsit. 3 ori 4, 12. 3 ori 1, 3 și cu 1, 4. Da? 420. Da. 20 minus A minus B, egal cu 241. 241. Echivalent? Acum A minus B. E A minus B? A plus B. Nu. E minus A minus B. A. Că rămâne... M-am gândit că e A minus B egal cu 420 plus 241. Tu te gândești A minus B și, la, și Ștefania tot la asta se gândea. Că A minus B egal cu 241 minus... Plus A plus B. Plus?
De ce plus? Aici nu mă pricep eu cum să-l fac. Cine încurcă pe noi de data asta? Hai să spunem. Minusurile acelea la A și la B. Aia le încurcă foarte tare. O să luăm de la început. Că ne încurcă efectiv. De zicem 420. Minus A minus B egal cu 241. Eu o să am scris-o din nou pentru că, într-adevăr, mă încurcă foarte tare aici. Ceva trebuie să fac. Ce să facem? Cum să facem? O idee ne trebuie. Dacă ai fost plus A plus B, ar fi fost treabă foarte frumoasă. Dar așa, e o problemă complicată. Încearcă. Cum să facem ca să fie plus A plus B? Hai să adunăm în ambii membri și în stânga și în dreapta pe plus A și plus B. 36 pe 37. Vă fac la clasă? Avem aceleași colegiuri. Da? Aceeași. Hai să urmărim amândoi. Amândoi. Așa. La punctul D. Știți ce propun? Să adunăm și în stânga și în dreapta un A și în stânga și în dreapta un B. Adică A și plus A plus B. Deci propun să adunăm, când mă deranjează, minus A minus B, propun să adunăm A plus B și în stânga și în dreapta. Adică o să spun 420, poftim, 420, Ștefania. 420. Da. Plus A plus B. Plus A plus B. Asta care am spus că punem, da? Plus egal da? Cu 240. No, secundă. Minus A minus B. Că rămâne minus A minus B. Noi am, asta e cantitatea care o punem și în stânga și în dreapta. Deci plus A. Plus A, minus A minus B egal cu? Egal cu 240. 241? Minus. Plus. Plus A plus B, sigur că da, plus A plus B, că trebuie să pune și în stânga și în dreapta. Așa am hotărât. Plus A plus B. Echivalent cu? Da, dar aici A minus A? Da, asta vrem. Cât face A minus A? Zero. Da, B minus B? Zero. Și rămâne numai cât? 420. Și vine 420 egal cu 241 plus A plus B. Plus A plus B. Am scăpat. Scrim egalitatea invers, când îi vine nou mai la îndemână, ne place mult mai mult așa. O să scriem cum? 241 plus A plus B egal cu 420. Sunt fericit acum. Putem face A plus B egal. Sigur că da. Deci rezultă că A plus B ăsta, A plus B egal cu 420 minus 241. B egal cu... E unde rezultă că A plus B egal cu... Cât? 420 minus 241, 1 din 10... 179. Așa bine, nu? 1 din 10 face 9. 4 din 11, 7. 2 din 3, 1. 179. Și am rezolvat exercițiul. Ce mi-a plăcut de mult chestia asta. Dar hai să ne uităm mai atent. Unde vezi să v-a plăcut vouă? Una a fost interesant. Când dai drăguit să încercăm să eliminăm cu într-un fel minus. Așa, să scăpăm de minusuri. Da. Dar foarte tare a fost că am adunat A și B. Și în stânga și în dreapta. Și au dispărut aici, că s-au făcut 0 și au apărut plus A plus B în partea cealaltă. Da. Deci, practic, e o mișcare pe care merită să o reținem. Hai să sublinem aici. Foarte, foarte important, da? Foarte, foarte important chestia asta. Deci, câtă vreme era minus A minus B, am adunat A plus B cu speranța că A minus B face 0, A minus A face 0, B minus B. Și apare A plus B în partea cealaltă cu plus. Asta este secretul. Da? Deci când situații de acestea dificile, trebuie să înțelegeți așa. Acum, hai să vedem mai departe.
Te rog, cât i-ați dat registrul? Calculați. Deschidem paranteză. Calculați. 4 plus 8. Plus 12. Așa. 4 plus 8 plus 12. Plus puncte, puncte. Plus. Plus 2012. Egal cu 9. Deschidem paranteza. Împărțit. Toată mulțită cu? Împărțit. Deschidem altă paranteză. Da. 2 plus 4. Plus 6. Plus. Plus puncte, puncte. Plus 1006, da? Da. 1006. Și iată. E calcul. Deci 4 plus 8 plus 12 plus puncte, puncte plus 2012 împărțit la 2 plus 4 plus 6 plus 1006. Da? 4 plus 8 plus 12. La prima este din 4 în 4. Ah, da. Putem face, nu? Da. Știm noi suma lui Gauss, dar din 4 în 4. Da. O să adunăm primul plus ultimul. Hai să notăm cu S, prima sumă. S1. S1 egal cu 4 plus 8 plus 12 plus puncte, puncte plus 2012. Așa. Bun. Să o calculăm cât face. Primul 4 plus ultimul. 4 plus 2012. Plus 8. Oricât sunt ei, împărțit la 2. Oricât sunt. De aceea trebuie să aflăm numărul lor. Adică n. N acela este egal cu? Egal cu 2012. Minus 4. Paranteză împărțit la 4. Împărțit la 4, că din 4 în 4 merg, nu? Și plus 1. Da. Ne amintim că așa este, da? Da. Egal cu 2012 minus 4 fac 2008. Da. 2008. Împărțit la 4. Plus 1. Și egal cu? 2. 4. 20 împărțit la 4, 5. 5. 0 împărțit la 4. 0. 0. Și 8 împărțit la 4. 2. Da? Plus 1. Plus 1. Și ne dă în total 503. 503. Și atunci vine primul plus ultimul, oricât sunt ei, oricât sunt. 503. Și totul de împărțit, totul supra 2, nu? Așa vizit. Păi zici împărțit la 2, da, așa e primul plus ultimul, oricât sunt ei, împărțit la 2. Și egal mai departe cu? 4.016, nu așa vine? Sau nu, 2016. Că 4 plus 2012 face 2016. Deci face 2016 ori 503. Așa. La cât împărțit? La 2. La 2. Și egal cu? 2 în 20. 2 în 2, pardon. 2 în 2 o dată. 2 în 2 o dată. 2 în 0 de 0 ori. 2 în 1 de 0 ori. Și 2 în 16 de? 2. 16, nu? De 8 ori. 8 ori. Deci 1008 ori 503. Egal cu 1008 ori 503. Să facem calculul. Ia să vedem. Mulțim acolo deoparte. 1008 ori 503. Spuneți? 507.024. 500? Mare de mulțit, hai să mulțesc și eu deoparte. Deci e vorba de 1008 ori 503, da? Da. 503. Și 3 ori 8, 24. E bine, Cristina? Da.
3 ori 0, 0, 3 ori 1, 3. Și acum mulțesc cu 5. 5 ori 8, 40. 0 sub 0. Încep cu sub 5, cu 5 îmi mulțesc. 40. 5 ori 0, 0, 5 ori 1, 5. Și obțin 4, 2, 0, 7, 0, 5. Da, așa. 507.024, da? Deci face 507.024. 507.024 este ies 1. Ies 2. A doua sumă. Acum, egal cu 2 plus 4. 2 plus 4 plus 6 plus 5. Da. Plus 1006. 1006. Egal cu. Egal cu 1006 plus 2. Așa. 2 plus 1006. Totul de mulțit ori numărul lor, da. Să aflăm. Acum trebuie să aflăm. Nu. Nu, e egal cu 1006. Așa. Minus 2. Împărțit la 2. Da? Tot un paranteză împărțit la 2 și 10, că din 2 în 2, da? Plus 1. Și face egal cu? Egal cu 1004. 1004. Împărțit la 2 plus 1. Și face egal mai departe cu? Egal cu 2 în 10. De 5 ori. 5 ori. 2 în 0 de 0 ori și 2 în 4 de 2 ori. 2 în 4 de 2 ori. 502 și 1, 503. Da. Deci face 2 plus 1006 ori 503. Da? 503. Da, ori 503. Totul de împărțit la 2, nu? Da. Egal cu 2008. 1008. 503. Tot sunt împărțit la 2. Și se împarte asta, 1008 cu 2. Cu 2, da. Și ne dă 5. 5. 2 în 10 de 5 ori. 0. 0. Și 2 în 8 de 4 ori. 504 ori 503. Da? 504 ori 503. Atâta. Să mulțim 504. 504 ori 503. 3 ori 4, 12, 2 și 1. 3 ori, de fapt nu, punem 12 deodată. Da. 3 ori 5, 15. 5 ori 4. Da. Că nu mai punem 0, 0, 0. 5 ori 4. 5 ori 4, 25. 5 ori 4. 20. 5 ori 5 fac 25, dar 5 ori 4 e 20, da? 20, punem sub 5, 20, chiar 20 completăm, da. Cumpărează 0. Și 5 ori 5, 25. Tragem linii. Mi-a dat 253.512. Așa, ne dă și nouă acum. 2, 1, 5, 3, 2, da, 5, 2. 253.512. Deci rezultatul al doilea e 253.512. Și acum trebuie să le împărțim. Pe cine împărțim? Pe 507.024 la 253.512, da? Da. Luăm deoparte și facem împărțirea. 507.024 de împărțit la 253.512 și egal cu. Câte cifre să luăm? Câte cifre are împărțitorul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Câte are? 6, da? De împărțit trebuie să luăm neapărat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pe toate luăm. Și merge ca 2 în 5. De 2 ori. De 2 ori. Și zicem acum. 2 ori 2? 4. 2 ori 1? 2. 2 ori 5? 10, 2 ori 3, 6 și 1, 7, 2 ori 5, 10, 0, 2 ori 2, 4 și 1, 5. O dat perfect numărul. Da?
Deci merge peste tot, tot și rezultatul la calculul acesta care a fost cerut este cât rezultatul? 2. 2. Egal cu 2. Rezultatul este 2. Am muncit un pic, hai să spunem. A fost chiar simpluț. Da? Trebuie să știm sumele Gauss, să le calculăm cele două sume. Și după aceea am făcut riscul mare la mulțiri. Puteam la mulțiri să greșim ceva. Și la împărțire nu mai dădea doi, dădea acolo mai cu rest. Foarte dificil, foarte dificil. Da, știți, mă gândesc, n-ar fi un drum mai ușor? Da. Acum mă gândesc, de pe loc mă gândesc. Doar n-am putea găsi o soluție mai simplă, da? Mai simplă decât asta, cu munca asta așa, din greu făcută de noi, destul de dificil, cu riscuri mari. Deci, mă gândesc că autorul o altă idee o fi avut el. El ne-a fi propus exercițiul ăsta dintr-o altă perspectivă. Pentru că rezultatul e 2. Da. Adică rezultat foarte simplu. Da. Știți la ce visez eu? Aș vrea să nu mai calculez suma și să fac exercițiul ăsta, fără să fac calculul sumelor lui Gauss. Este posibil? Asta e formidabil, mă întreb, Cristina. Dar e posibil așa ceva? Da, ce, ce tare. Dar ce mi-a fi venit să mă gândesc la chestia asta? Totuși, a fost dat aici cu dat un factor comun. Ceva așa trebuie să vă uit eu în sumele astea, păi, două. Cred că... Ia să văd. Ia uitați-vă. Noi avem... E așa prima. 4 plus 2 plus 12 plus 2012, da? Da. Am să încerc numai prima sumă un pic să o văd, așa, mă, vreo 2-3 termene. Ia uitați-vă la... La 4 plus 8 plus 12. Numai pe asta să încerc să o calculez. Nu se fac calcul 48, 12, 12, 24, nu. Să observ ceva. Că 8 se poate scrie ca fiind 4 ori 1. Și 12 ca fiind? 4 ori 3. Da, 4 ori 3. Da? Deci zicem aici, egal cu 4 ori 1 plus 4 ori 2 plus 4 ori 3. E corect, nu? Tot așa venim. 8, 4, 8, 12. Dar ce observați? Cine este comun aici? 4. 4. Putem să scoatem un factor. Din linie 4 pe lângă. 1 plus 2 plus 3. Asta era. Și este același rezultat. Că 1 și 2 fac 3. Da? 3. Da? Adică să ne fi uitat aici. Da. Și fi se... faptul că merg din 4 în 4, înseamnă că fiecare scrie ca 4 oriceva, să se scoate pe 4 factori. Asta visez eu. Deci în loc să muncesc ca pe suma, mă întorc acum, zicem. 4 plus 8 plus 12. Plus puncte, puncte, și așa mai departe, plus 2012, este egal cu 4 ori 1, hai să fac și să fie înțeles de toată lumea, 4 ori 1, plus 4 ori 2, plus 4 ori 3, plus 4 ori 4, ar trebui să scriu, plus 4 ori 5, plus puncte, puncte, plus 4 ori, nu știu cât o să facă, 4 în 50, 4 în 20, de câte ori merge? De 5 ori. 4 în 1 de 0 ori. Și 4 în 12 de 3 ori. Și calcul. Ce putem face acum? Ce să scoatem peste tot în factor comun? 4. Deci este egal mai departe cu 4 pe lângă. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 503. Și o lăsăm așa. Nu o calculăm. Îi ducem la a doua sumă. A doua sumă e 2. 2 plus 4. 2 ori 1 pot să zic. Da. 2 ori 1. Plus 2 ori 2 e 4. Plus 2 ori 3 e 6. Plus 2 ori 4. Plus puncte, puncte și mai departe. Plus 2 ori 5. Nu, nu. Se împărți pe 2. 2. Cât este? 1000. Cât este? 1006. Și scoate, împărțim la 2 și vine 2 în 10 de 5 ori. Deci 2 ori 5. Da. 0 de 0 ori. 503.
503. Și acum, egal mai departe, putem să scoatem pe un factor comun cu pe un 2 și vine 2 pe lângă. 1 plus 2 plus 3 plus puncte... Ștefania, te rog să vorbești? 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 503. Așa vine. 2 ori 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 503. Da. Și acum să scrim ingheșițul. Ce devine ingheșițul ăsta? Pe care l-am avut. Îți spunea să calculați. Zicem, calculați noi. Calculați. Ce să calculați? Prima, adică 4 pe lângă. 4 pe lângă. În loc de toată chestia asta, 4 plus 8 plus 12 plus puncte puncte, zicem 4 pe lângă. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus cât? Plus 503. Da. Plus puncte plus 503. Împărțit la... Împărțit la... La a doua. Adică cât este a doua? 2 pe lângă. 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 503. Și spuneți voi ce pot face aici. Adică am cu asta toată, împărțit la asta toată. Da, adică 4 împărțit la... 4 împărțit la 2 și asta toată împărțit la asta face 1. Da, da. Și 4 împărțit la 2 face 2. 2 ori 1. Da? Deci am fost foarte tare aici. Am reușit să facem calculul rapid. Este o idee și mai rapidă decât asta. Mai rapidă. Mai rapidă. Adică, noi ce am avut de calculat? Am avut așa, 4 plus 8, scriem din nou ingheșițul, vedeți ce frumos este. Cei care prind gustul la chestia asta cu scoaterea în factor comun, sunt foarte, foarte încântați. Că lucrurile merg foarte rapid. Ia să vedem, scriem din nou ingheșițul. Deci a fost așa vorba, să calculăm. 4 plus 8 plus 12 plus puncte puncte plus cât? 2012, nu așa? Totul de împărțit la 2 plus 4 plus 6 plus puncte puncte plus 1006. Așa a fost dat ingheșițul. Da. Și egal cu. Aici am scos pe 4 un factor comun, nu? Scot numai 2. Că dacă scot numai 2, aici rămâne 2, aici sunt 4. Dați 4 împărțit la 2, 2. 8 împărțit la 4 fac... cât face 8 împărțit? 2. 2. 8 împărțit la 8... 8 împărțit la 2. A 4. 12 împărțit la 2, 6. Deci va fi așa. 2 pe lângă. 2 pe lângă. Ștefania, te rog să văd. 2 pe lângă. 4. Nu, 2 rămâne. Că 4 împărțit la 2 ăsta care am scos, 4 împărțit la 2 face 2. 2. Plus. 2 plus 4. Foarte bine. Plus. Plus 6. Plus. Plus 8. Plus puncte, puncte și mai departe. Plus. Plus 1000. Așa? 1006. 1006. Că 2012 împărțit la 2 face 1006. 1006. Totul de împărțit la 2 plus 4 plus 6 plus puncte, puncte plus. Plus 1000. Da. Alo. Da. Sunt tot iar în lecții de matematică. Da. Îmi pare rău. Mai dimineață, dacă sunați, era mai bine. Dar sunați în seara asta de la nou încolo. La nou termen. Bine. Salut. Deci, șmecheria șmecherilor, plus cât aici vine 1006. Ăsta tot împărțit la ăsta, fiindcă se repetă, face 1 și vine 2 ori 1, 2. Terminat. Este mai rapid? Atenție, mai rapid asta? Mult mai rapidă. Pentru că nu umblăm decât la prima, scoatem un 2 și dăm peste a doua. Da. Înainte, varianta înainte, am scos 4 și un 2 și au rămas 4 împărțit la 2 care au făcut tot 2. Da. Paranteza comună a fost de la 1 până la 503, parcă. Da. Da? Deci,
neapărat, cei care aveau de fapt chestia asta, cel mai bine era să se zice că scoate doar un 2 din prima, că după scoaterea lui 2 în factor comun, dăm peste toată paranteza a doua. Și atunci rezultatul este rapid de făcut, da? Da, foarte tare, foarte tare. La aceeași exercițiune am muncit, am făcut-o în trei variante. Una muncitorească, muncitorească, și cea de-a doua și a treia mai ales, scurtă, rapid, rapid. Așa, mergem mai departe. Determinanți 6. Deschidem. De fapt, 6 plus 11. De 6. 6 plus 11. Plus 16 plus puncte puncte. Da. Plus 21 plus puncte puncte. Așa, 21 mai bun, da? Da. 21 plus puncte puncte. Plus 506. 506. Și egal. A, să facem suma asta? Da. Aici n-avem ce face, decât să facem suma lui Gauss, nu? Da. Eu mă gândeam că zici împărțit la ceva, că atunci ar fi fost frumos. Așa. Cum facem aici? Păi, mai întâi aflăm numărul de T. Așa. E. N egal cu 506 minus 6, da, într-o paranteză, împărțit la 5. 5, că trebuie din 5. 5, totul supra 2, da? Da. Și face, adică 500, așa bine, nu? 506 minus 6 face 500. 500. Împărțit la 5. Și supra 2. Hai să facem 500 împărțit la 5. Cât se face 500 împărțit la 5? A, și plus 1. Și plus 1, am uitat să mai spun. Da, 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 plus 1, să nu uităm că am greșit dacă plus 1. Și egal, și plus 1 aici, într-o fracție. Egal mai departe cu 500 împărțit la 5 face 100. Da. Și 100 împărțit la 2. Dar de ce împărțit la 2? Prostii. Păi asta... Toată sar la mine, ceartă-te cu mine. Ștefania, n-am voie să greșesc. Să-și registrează. Eu, în moment de neatenție, spuneam o prostie acum. Cum era? Din ultimul scădem pe primul și împărțim la câți, din cât în cât cresc ei, plus 1. Ce caută supra 2 acolo? Da, știu, nu. Ștefania, ți-am spus, vreau să fii mult mai rea. Mai ales la matematică, te spui, nu e adevărat, e o prostie ce scrie acolo. Așa, chiar așa spui, e o prostie. Da? Șterg pe 2-ul ăsta acum și vine 500 împărțit la 5 plus 1, care face 100, 1 care face 101. Și tu, Cristina, tot așa e, aceeași e și libertatea. Când vezi o greșeală, da, să o spui, dar urât, destul de urât, așa, știi, mă ameninți dacă nu sunt. Sar la mine! Bun, așa. Așa, acum ne ducem sus și scriem. Egal cu? 506. Da. Închidem paranteza. Ori e 101. Da. Împărțit la 2 sau supra 2, nu? Că da. Linia de fracție joacă rolul de împărțire. Unei împărțiri. Acum, 512. Ori 512 ori 101 împărțit la 2. Și împărțit aici face cât? 2 în 5 de 2 ori. 2 în 11 de 5 ori. 6, da? 256. Nu vine 256, 2 în 5 de 2 ori, 2 în 11 de 5 ori, 2 în 12 de 6 ori. Ori 101. Și egal cu. Ori 101. 1 ori 6, 6. 1 ori 5, 5. 1 ori 2, 2. Da? 1 ori 6, 6. 1 ori 5, 5. 1 ori 2, 2. 6, 5, 6, 5, 8,
Și este? 20.856. Deci 25.856. 25.856. Hai, să vedem acela. Găsiți, scoateți un factor comun când calculați următoarele sume. Da, deci? 8. 8. Plus 16. Așa. Plus 24. Da. Plus 32. Da. Plus 8 de puncte. Plus 4... 4.000. 4.000. Egal. Să vedem factorul comun. Idee. Sunt din 8 în 8 numerele. Da. Adică pe 16 putem scrie ca fiind 8 ori. Ca putere sau? Nu, nu. Ca 8 ori 2. 8 ori 2. Pe 24. 6 ori 4. Nu, cu 8. Cu 8. A, 8 ori 3. Cu 8, din 8 tot ai spus, da? Deci o să spunem egal mai departe. Cu 8 ori 1, e primul 8. Plus 8 ori 2. Da. Plus 8 ori 3. Plus 8 ori 4. Da. Plus 8 ori. Plus 8 ori... 8 în 40. Hai să vedem. 8 în 40 de 5 ori. Și 2 0 ori. Cam 8 ori 5, 4 ori, mai rămas 2 0. 8 ori 500. Și acum ce putem face? Dacă ne uităm la 8 factorul comun. Deci egal cu 8 pe lângă. Adică 8 pe lângă, în paranteză, 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus... 4 plus 1 plus 500. Și acum suma asta să o calculăm. Egal cu. Da. Egal cu. 8 înmulțit cu... primul plus ultimul. 501. Oricât sunt ei, acum putem afla de... Sunt 500, dar de la 1 până la 500 sunt 500. Sigur că da, 500 supra 2. Da. S-au împărțit la 2. Ei. Și acum 2 cu 8 se simplifică și rămâne 4. Cât? 501. Te gândești la 501, nu? Da. La numere. Da. De la 1 până la 3, cât sunt? 3. Dacă vrei să faci tehnica ta, 3 minus 1 face 2 plus 1. Da. 2 plus 1, 3. Dacă din 500 scazi pe 1, fac 499 plus 1, 500. 500, da. Da? Deci, de data asta, faci tehnica ta, dar e limpede. Da. Sunt de dată, se pleacă de la 1 până la 500. Da? De la 1 până la 4, sunt 4. De la 1 până la 10, sunt 10. De la 1 la 500, sunt 500. Dar mi-a plăcut chestia asta. Deci, acum e prima dată când îmi place foarte tare. Nu e adevărat. Nu 500 și ne lămurim. Tu ai zis 501, că păstrai o idee. Da. Din 1, plus 1. Ea știa că plus 1 la numărul de termen. Da. Dar n-ai scăzut din ăsta pe ăsta și s-a adunat un număr. Abia atunci faci chestia asta. Da. Bun. Care-i răspunsul? 4 ori 500 face 4 ori 5, 20 și 20 ori, deci vine 2000 ori 501. Ori 501, da? Și de parcă aș face 2 ori 10 la 2 ori 1000, pot să spun așa, 2 ori 1000 ori 501. Și acum zic 2 ori 501, că mi-e ușor să fac 2 ori 501. 2 ori 1, 2, 2 ori 0, 0. 1002. Da? Deci 2 ori 1, 2.
dar 0, 0, dar 5, 10. 1002. 1002 ori 1000 egal cu câte 0 ori pun la 1002? 3 zerouri. Când mulțesc cu 1000. Dacă se mulțesc cu 100, puneam 2. Deci ori 1000, 1, 2, 3. Răspunsul corect este 1.000.000. Deci suma asta, răspunsul 8 plus 16 plus 24 plus 32 plus 4.000 este egal cu 1.000.000. Noi o puteam face și altfel. Ca o sumă Gauss, primul plus ultimul, oricât sunt ei, adunam, scădem din 4.000, îl scădeam pe 8, da? Și împărțeam totul la 8, că din 8 în 8 merg. Și plus 1, cum știi, tot să spuneai tu, da? Și făceam mulțirea aceea și ne dădea tot 1.000.000, 2.000.002. Da? Așa ar fi trebuit să ne dea. Putem să facem și așa, dar autorul acel tot zice, faceți cu scoaterea în factor comun. Adică vedeți voi factorul comun și după aceea calculați suma. Da. Am făcut-o cum îți ziceam, da? Că tot am făcut-o cu sumă, respectiv. Da, mai departe, te rog, Ștefania. Dacă A, B, C sunt numere naturale. Dacă A, B, C sunt numere naturale. Da, astfel încă A plus B plus C. Așa încât A plus B plus C egal cu 57. Da. Și 2 ori A. Da. Plus B. 2 ori A plus B. Plus 2 ori C. Plus 2 ori C. Egal cu 73. Cu 73. Calculați. Deci dacă avem astea două, calculați. Atâta face 57 plus... Are 73 minus 57. Ia să vedem cine cere să calculăm. Calculați. Calculați A plus C. A plus C în paranteză. Da, să calculăm că A plus C. Da. Ori, deschidem altă paranteză, 5 ori A. 5 ori A. Plus 2 ori B. 2 ori B. Plus 5 ori C. Plus 5 ori C, da. Și închidem paranteză. Credeam că zice să calculăm A plus B plus C. Nu! Ne face un calcul destul de ciudat. Deci, de ce să calculăm A plus C? Noi nu știm. Pe lângă 5A plus 2B plus 5C. Uite cine face aici. Da, nu cred că e așa greu, pentru că... Pentru un moment mie îți pare greu. Tu ai vreo idee? Nu. N-am pe A plus C, trebuie să fac rost din... Eu trebuie să pun la doar cele două relații să fac rost de A plus C. Dacă aveam A plus C egal cu 57, de exemplu, sau... Așa. B plus C... Greu. Ia mai uite că la tine dicta greșit. E corect. Trebuie să am șansa unei idei trăznite. Aici spune că... Nu lasă, lasă, că... Nu ce spune. Da, eu... ca o idee mă gândeam. Da, te gândeai la idee. Tu vrei să... Tu ești drăguț, să vrei să mă scoți din încurcătură. Hai să spune drept așa. Nu ne aude nimeni. Se registrează, nu? Da, nu ne aude nimeni. Mă gândeam că... Nu ne aude nimeni și totul să ne... Să-l pornim. Nu, hai să mizăm pe noi. Ce am spus? Și am spus în mai multe rânduri. Trebuie să avem încredere în noi. Voi să trebuie trei capete aici, trei oameni puternici. Mai ales voi, eu mai puțin.
Deci trebuie să avem voie de ei. Ah, trebuie A plus C. Mai întâi, hai să ne concentrăm pentru A plus C. Da? Când trebuie A plus C. Eu am așa, că A plus B plus C, adică și B-ul adunat fac cele 7. Din coace am 2 A plus... Am de cine și 7 minus B. Să scazi pe și pui mâna pe A plus C. Dar nu știi ca numări, e funcție de B, adică va fi da. B-ul rămâne. Dar când era B-ul dacă... Acolo mi-ar fi fost... Nu știu, trebuie deșteaptă, într-adevăr. Dar ne uităm la al doilea, că avem 2 de alt de A. Da. N-am putea zice A plus A? Da. În loc de 2A? Da. Și în loc de 2 ce nu poți zice C plus C? Da. Eu să scriu pe asta. Luăm din nou. Deci 2A plus B plus 2C este egal cu 73, spune Iștiu. Echivalent. La asta să muncim. Cum am zis că era, am și uitat. Cum am zis că facem aici? Ce am zis că facem? A plus A. Așa. Deci vine A plus A. Plus B. Plus C. Plus C. Adică l-am rupt și pe A. Peste 2A, scrisă de două ori. Deci o descompunere foarte bine extra. Egal cu 73. Dar mai știu de desubt. Știu că A plus B plus C, pune și pe asta, A plus B plus C, cât fac împreună A plus B plus C? Egal cu 57. Egal cu 57. Și acum ne-a rămas afară un A și un C. Excelent! A plus B plus C, știm cât este. 7. Și o punem aici. A plus 57 plus C egal cu 73. Asta e. A plus C egal cu 73 minus 57. Și am fost noaptea plus C. Ce fericiți suntem! Băi, ce grozavă idee! V-a plăcut? Da. Deci care a fost șmecheria acolo? Faptul că am scris pe 2A ca fiind A plus A. Da. Și pe C ca C plus C. Teribil tare chestia. Și am valorificat repede potențialul, ideea că A plus B plus C este cunoscut de așa. Hai să facem. Deci de aici înseamnă că, din cele două privinturile, zic așa, A plus cât cu ai zis? A plus 57. Plus C egal cu 73. De unde rezolvi? A plus C egal cu 73. 73 minus 57. Deci A plus C va fi egal? Egal cu... A plus C egal cu 73 minus 57? A plus C egal cu 13 minus 76. 6 minus 5, 16. Așa, 7 din 13, 6. 5 din 6, 11. A plus C egal cu 16. A plus C egal cu 16. Și înseamnă că acum putem să rezolvăm mai 16, nu? Da, și ne mult. Ne-am apropiat. Da, totuși mai avem de muncă. Ne trebuie 5A plus 5C plus 2B. Scriem A de 5 ori, B de 2 ori. Stai, că tu spui o treabă deșteaptă. Pe 5 ori să scrii de 5 ori. 5 ori, B-ul de 2 ori, C-ul de 5 ori. Excelent! Cristina, este excelent. Bravo! Bravo, asta e idee deșteaptă. O să vedem că merge ieșițul. Să vedem. Cum facem? Ai zis tu, plecăm de la 5A. Am de nevoie de 5 ori A. Plus 2 ori B, plus 5 ori C, egal cu? Egal cu... Nu, egal cu, să vedem, să, a, nu ne trebuie să vedem ce valoare dăm. Egal cu A plus A. Așa, așa zice. De 5 ori plus deci A. Deci vine A plus A plus A plus A de 5 ori, plus 2 B. Plus B, plus B, foarte tare. Plus C, plus C, plus C de 5 ori. Plus C, plus C. Exact. Câți ani? Hai, că trebuie să te agăți acum să lovești de gheșițul, să faci fărâme. A, B,
plus C. Știm cât este A plus B plus C. Da. Iarăși un echipar. 57. Iarăși un echipar de A plus B plus C, da? Deci putem spune așa, egal mai departe cu A plus B plus C, o echipă. Plus o altă echipă. A plus B plus C. O altă echipă, de două ori. Ia să vedem ce ne-a mai rămas acum după ce am făcut treaba. A plus, C, plus 16 plus 16. Pentru că nu mai avem B. Da. Ne-a rămas mai A și C. Să vedem de A și C. Cât ce-a rămas? A și C. Echipe. Plus. 6, 3 echipe. 3 cât? 3 de A e sprinși de așa. Da. 2 de A. Deci un A, B și C, le-am prins odată. Un alt A, B și C, iarăși i-am prins. De 3 ori, A plus C. Da? 3 de A, 3 de C. Deci plus 3. Plus 16 ori 3. Ca să înțeleagă toată lumea. Plus 3 pe lângă A plus C. 3 pe lângă A plus C. Și egal mai departe cu... Și odată A plus B plus C, e știut. Cât e A plus B plus C odată? 57. Plus 57. Plus 57. Plus de 3 ori, 16. Adică de 2 ori cât e 57 și de 3 ori, 16, nu? Deci ar fi 2 ori 57 plus 3 ori, 16. Și care face în final? 57 ori 2, 2 ori 7, 14, 2 ori 5, 10 și 14. Deci 114 plus 48. 48 pe 3 ori 16 fac 48. Și face suma asta, 114 plus 48, 162. Face 162. Cine fericit suntem că am găsit? L-am găsit și pe cine l-am găsit? Pe 5A plus 2B plus 2C, 162, și pe A plus C, 16. Deci asta este cât am spus, 162. Și acum putem calcula, voi scris din nou. Atunci A plus C, totul de mulțit cu 5A plus 2B plus 5C, va face egal mai departe cu 16, ori 162. Acum dăm răspunsul la ce a vrut autorul. 16 ori 162. Și mulțim 162 cu 16. Vă rog să faceți mulțirea, să vedeți cât vă cât obțineți. Să vedem cât obținem. 2592. Să vedem ce ne spui și. Ștefania. Deci 162 ori 16. 6 ori 2, 12. 6 ori 6, 3, 6. Și cu 1, 3, 7. 6 ori 6, cu 3, 9. 1 ori 2, 2, 1 ori 6, 6, 1 ori 1, 1. Pagini. 2592. Da. Așa, ăsta este răspunsul, da? Spuneți-mi, vă rog, care a fost chestiunea cea mai frumoasă care v-a plăcut din exercițiu? Trebuia să aflăm A plus C și 5A. Așa, prima etapă când am aflat pe A plus C. Da. Și cum am gândit? Am și uitat cum am gândit. Am scris A de 5. Asta a fost etapa a doua, dar mai întâi A plus C. Am zis că în loc de 2 A plus A, plus B, plus 2 de C. Și ai găsit A plus B plus C, ai înlocuit și ai găsit de acolo A plus C. Și te-ai inspirat. Spune tu dacă te-ai inspirat din chestia. Da. Bravo! Da, știi ce? Îmi place foarte tare că ai tras cu coada ochiul și ai zis, măi, cum am scris atunci 2 ani? Da. A plus A. De ce nu ai scris și pe 5A ca fiind A plus A plus A plus A de 5 ori? Pe 2B, B plus B. Pe 5C, C plus C plus C de 5 ori. Și am echipaje de A plus B plus C de 2 ori.
iar celelalte de A plus C de 3 ori. Da? Și iată treaba foarte deșteaptă. Și am fost foarte inspirați. Da? Mai avem ești? Da. Hai, lasă-mă! Tu chiar așa ai...